Ce analize ginecologice trebuie să-și facă o femeie anual? Începând de grupa tânără de vârstă, respectiv 20-40 de ani, un examen ginecologic anual include un examen pelvin făcut de către medicul specialist, care poate diagnostica leziuni asimptomatice și care au o foarte mare importanță pentru viața ulterioară reproductivă a femeii, examenul citologic Papanicolau pentru a depista leziunile precanceroase, care ulterior pot evolua în fine leziuni cancer care scurtează cu mult speranța de viață a femeilor și, din păcate, în România este o incidență foarte mare încă a acestor leziuni. Examenul mamar, de asemenea, la grupa tânără de vârstă, sub forma examenului clinic mamar de către medicul ginecolog, la intervalele 2-3 ani, și examenul prin autopalpare mamară lunară. Bineînțeles, pacienta fiind instruită sau eventual dacă nu cunoaște metoda de palpare, o poate ruga medicul specialist să o învețe, să o instruiască în sensul acesta. Analizele uzuale de sânge, iarăși, sunt obligatorii în context. Vaccinarea anti-HPV, care, din păcate, nu este foarte uzitată, dar ar trebui pentru că are un impact major asupra tinerelor fete. Până la ce vârstă se poate face totuși vaccinarea? Vaccinarea HPV, anti-HPV, se poate face în principiu până la 27-28 de ani, în condițiile în care nu există o infecție veche în antecedente. HPV. Deci se face testarea în prealabil, o evaluare clinică locală și în context se poate stabili și... Deci se poate face și dacă există o viață sexuală activă? Da, sigur că da. În condițiile în care se dovedește a nu fi nicio infecție HPV în momentul respectiv, da, se poate efectua. Și chiar se poate efectua și în condițiile unei infecții HPV, întrucât ajută la creșterea imunității, ajută organismul să lupte mult mai bine cu infecția în momentul respectiv. 60-70% dintre femeile tinere sunt infectate HPV. Asta nu înseamnă că vor determina leziuni în timp, pentru că o parte dintre astfel de infecții sunt eliminate spontan în interval de un an, doi ani, cu ajutorul imunității, în fine, sub forma aceasta. În schimb, cele mai periculoase sunt cele care sunt persistente și care pot determina în timp leziuni supărătoare, cel puțin spus. Multe femei merg la medicul ginecolog numai când au anumite simptome. Totuși, ce e bine de știut că pot preveni așa dacă merg anual, în afară anual. De... Anual. Da, screeningul anual previne inflamațiile ginecologice care de cele mai multe ori sunt asimptomatice și care au consecințe devastatoare, gen infertilitate, dureri pelvine, sterilitate, risc de sarcină extrauterină. Patologia ca neoplazică, mamară, cervicală, ovariană, endometrială, de asemenea, poate fi prevenită printr-un consult de rutină. De asemenea, în preconcepție, iarăși, putem preveni avorturile spontane, întrucât multe dintre malformațiile uterine sunt depistate tardiv, în momentul în care determină deja efecte adverse pe sarcină, fie avort spontan, fie oprirea sarcinii în evoluție, fie, în fine, patologie ginecologică care determină eșecul sarcinii respective. Sunt multe patologii care pot fi prevenite printr-un screening anual, banal oarecum, dar foarte, foarte util. După o sarcină normală, când poate merge mama la control? Da. În principiu, controlul se face imediat postpartum, la interval de 6 săptămâni, pentru a evalua starea de sănătate post-operator sau postpartum, efectiv, prin nașterea spontană. Și, în principiu, ulterior, la un an, eu zic că ar fi suficient. Tinerele pot merge la medicul ginecolog? Tinerele care nu și-au început viața sexuală. Da, eu recomand de obicei, în principiu cu menstruația vin multe, multe probleme, în speță tulburare ciclului menstrual, dureri, sângerări abundente, neregulate, care pot fi manageriate printr-un consult, nu pelvin, pentru că nu este posibil în condițiile acestea, dar o discuție în prealabil, o instruire asupra metodelor de contracepție, pentru că iarăși este foarte important, multe dintre tinere și încep
viața sexuală precoce este trendul, ca să zic așa. Și de asemenea, infecția HPV poate fi prevenită prin vaccinarea anti-HPV în anii tinereții, ca să zic, în pubertate. Pentru femeile la menopauză, există teste speciale sau același screening se recomandă? Screeningul femeilor la menopauză este un pic diferit de cel al tinerelor, întrucât patologia este diferită pe grupe de vârstă. În principiu, la menopauză predomină patologia mamară, ginecologică, respectiv cancerul mamar, care are o incidență de 3-4 ori mai mare decât în tinerețe. De asemenea, patologia ginecologică cervicală, leziunile pe col, iarăși, se exprimă în preajma acestei vârste, întrucât ele evoluează în timp și ajung să se manifeste sub forma cancerului cervical la această vârstă, în condițiile în care nu au fost investigate până atunci. De asemenea, există riscul demineralizării osoase și atunci densitometria osoasă iarăși este utilă ca și test screening odată la 2 ani pentru femeile la menopauză.